Aș vrea să închei spunându-vă că săptămâna aceasta am citit una dintre cele mai frumoase lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut cu cineva care a suferit pentru credință. La un post de televiziune se spunea povestea unei fete, unei arăboaice, născută în religia musulmană. Hawa Ahmed. Fata aceasta s-a întors la Dumnezeu printr-o misiune creștină și a hotărât ca să se întoarcă la Dumnezeu. A zis, vreau să-mi schimb și credința și de aici încolo să mă cheam Faith, credință, Ahmed. În momentul în care s-a botezat și a devenit creștină și și-a mărturisit dragostea ei pentru Hristos, familia a făcut rapid un consiliu de familie, ca așa să face la ei, și au hotărât să o ucidă. Era prea mare rușine. Și știți cum au hotărât să o omoare? Au legat-o de scaune, nu scaun, au luat fir de la priză și au pus curent pe ea. Și n-a murit. Toată familia s-a adunat în jurul ei, a strigat Allah al-Kabar și au pus curent, tatăl a pus curentul pe ea. Și n-a murit. Au mai încercat odată și n-a murit. Am mai încercat odată și n-a murit, s-a speriat. Dar totuși, pentru că voiau ca să o șteargă din familia lor, au dezbrăcat-o complet, fată de 19 ani, și au aruncat-o pe stradă. Acolo, dacă te vede cineva așa dezbrăcată, te omoară cu pietre. Ești pe mâna străzii. În două secunde te ucide cineva. S-a dus fata fugind pe stradă 2 km până la un unchi de ei. Și era plin de oameni, era plin de oameni pe stradă. Nimeni nu i-a făcut nimic. S-a dus la unchiul ei, la care au spus, cei din familie au îmbrăcat-o și au spus, cum s-a putut întâmpla necazul acesta? Pentru că am crezut în Iisus Hristos. S-au dus pe stradă unchiul ca să vadă de exemplu ce s-a întâmplat, pentru că era ciudat că fata venise acasă neucisă. Nu omorâsere pe stradă nimeni. S-au întâlnit cu câțiva băieți care vindeau mere sau ce vindeau acolo și le-a întrebat, ce ați văzut voi, ce ați crezut voi când ați văzut-o pe Hawa trecând pe aici dezbrăcată în pielea goală? La care au zis ei speriați, dar noi n-am văzut-o dezbrăcată. Avea o haină frumoasă, albă, de sus până jos. Păi acum a trecut de jumătate de oră, îmbrăcată. S-a speriat. S-a dus acasă la fratele lui și a spus, ce ați făcut cu fata? Am vrut să o omorâm. Cum? Cu curent electric, aceea e priză. Cum ați aruncat-o? Goală. Când au povestit toți ce s-a întâmplat, au spus, acesta e singurul Dumnezeu adevărat. S-au întors la Dumnezeu și au depus această mărturie. Că vom trece prin lumea aceasta, indiferent cât vom suferi pentru Iisus Hristos, Dumnezeu pentru fiecare dintre noi are o haină cu care ne va îmbrăca. Indiferent cât de goi și de urâți ne văd cei din lume, Dumnezeu are o îmbrăcăminte specială pentru noi, îmbrăcămintea mântuirii. Mă bucur că Domnul m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. Mă bucur că pot să sufer pentru El. Mă bucur că ceea ce lipsește suferințelor lui Iisus Hristos trebuie să trec și eu. Mă bucur că dacă n-aș fi avut suferințe și încercări, nu l-aș fi cunoscut pe Iisus Hristos. Mă bucur că am trecut pe unde am trecut pentru ca să pot la rândul meu și-o întări pe alții. Mă bucur pentru că știu că am încercări, pentru că înseamnă că am credință, că Dumnezeu nu poate testa decât ceea ce există. Mă bucur că știu că înseamnă că există credință și că trebuie să mă duc mai departe. Mă bucur pentru că numai așa mă poate Dumnezeu disciplina și umili. Că dacă nu aș fi cu nasul pe sus și mi-ar merge bine. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că știu că sunt felurite încercările și că trebuie să trecem cu toții pe aici și că avem o grămadă de probleme prin care trecem.
Dar îți mulțumesc, Doamne, că împreună cu frații mei vom birui. Că Tu ai spus că suntem poporul Tău străin într-o țară străină, dar pământul ăsta e blestemat. Și că trebuie să suferim aici. Că numai așa vom putea ajunge sus în cer. Vreau să-i mulțumim cu toții lui Dumnezeu pentru încercări. Pentru cele care au fost, pentru cele care sunteți, cu o parte sunteți în cuptor acum. Pentru cele care vor veni. Să-i mulțumim Dumnezeu pentru tot ce vi se întâmplă, că tot ce vine peste tine e mâna Domnului, să știi. El are un plan divin, chiar dacă tu nu-l înțelegi astăzi, de ce trebuie să treci pe aici, dar Dumnezeu nu face greșeli. E prea bun ca să fie crud, prea înțelept ca să facă greșeli. Dumnezeu are un plan. Și Simeon Curea spunea la un moment dat, de ce ades mi-a dat pe cale să îndur dureri în fel și fel? De ce-ți lovit adesea oare? Eu nu înțeleg. Dar știe El. Avem un Dumnezeu care e puternic, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu care ne întărește și ne îmbracă cu haina mântuirii. Haideți să ne ridicăm în picioare.